Da. Declar deschisă ședința. Convocatura. Având în vedere dispoziția primarului Comunei Rectem Petre Dobuș, județ Iași, numărul 135, din 7-a 7-a 2023, consilierii locali al Comunei Rectem Petre Iași sunt convocați în ședință ordinară pentru marți 11 iulie 2023, ora 9, la sediul primăriei, unde se va dezbate următoarele pe ordinea de zi. Punctul 1. Aprobarea procesului verbal încheiat pe data de 7 iunie 2023, ca urmare a ședinței extraordinare a Consiliului Local de Răchiteni, județ Iași. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea incluzii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județ Iași, a unui imobil, inițiator primar Petre Dobor. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea incluzii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județ Iași, a unui imobil, inițiator primar Petre Dobor. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea incluzii în domeniul public al Comunei Răchiteni, județ Iași, a unui imobil, inițiator primar Petre Dobor. Și punctul 5. Divers. Cine este pentru ordinea de zi? Punctul 2. Aprobarea procesului verbal încheiat de data de 7 iulie 2023 ca urmare a ședinței extraordinare a Consiliului Local de Rețetem de Țiași. Cine este pentru? 2, 4, 6, 8. 2, 7. Abțineri? 1, 2, 3. 3 abțineri. Dar stai la acolo. Pentru ordinea de zi s-a votat. S-a votat, da? Da. Ordinea de zi. Da sau nu? Nu știu cum mă trebuie votul. Nu eram de acord cu ordinea de zi. Păi am punctele 2... 2 și 3, da, nu, 3 și 4 fiind scoase pe ordinea de zi, pentru că nu-i complet... Da, atenție, s-au votat. Cum consemnezi votul dumneavoastră? Discutăm la fiecare subiect în parte. Cum vă consemnezi votul? Da sau vot? Votul abținere. Da, cine? 1, abținere. 2, bun. Ok, la... Ce s-au votat? La procesul abținere. Abținere. Abținere 4. Punctul 1. Trecem la punctul 2. Punctul 1, da, punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea incluzii în domeniul public al Comunei Rectiv de Țiași a unui imobil. Domnul... Care e primul? Da. Nu verificat continuare proiectul de canalizare la Ministerul Dezvoltării și am mai găsit încă o porțiune de două segmente de drum care au același număr cadastral la intrare, pentru care la fel a fost intabulat am asta, care a fost intabulat provizoriu. Și trebuie intabulat definitiv ca să nu poată intra la finanțare. În caz contrar, îl dăm jos. Sunt avem alternativă, nu mai putem aștepta după contract de finanțare. La nesfârșit, pentru... La proiect care a fost ăsta, la ședința trecută, că da. N-am pus să vedem. Da, ăsta nu. Era o suprafață 6.374 metri. Da. Astăzi 6.409. Da, suprafața măsurată. Ne obligă să trecem suprafața că stă la măsurători. Deci chiar dacă s-a dat mâncea, tot nu era valoare. Nu, pentru că ăla era proiectul. Pentru că noi, în momentul când se emite o hotărâre, noi trimitem la verificat din nou proiectul. Și ei ne corectează cei de la OCP ca să corespundă suprafețele. Un metru, dacă nu corespunde, ți-o dă să te și de-aia noi... Și noi verificăm după ce l-a aprobat noi. Nu, nu, l-a verificat înainte. Acum am venit cu suprafața la exact. Am mai explicat și eu domnului consilier Ieronim. După ce termin totdeauna pe chirie hotărâne, am un problem anul trecut. Da, și asta nu a fost unul. Anul trecut, nu, acum 2 ani, am trecut un proiect de hotărâri la verificare, după ce i-au fost adoptat, l-am trimis la OCPI la asta, ne-au spus că e greșit pentru nu știu câți metri. Am revenit în următoarea ședință și am anulat hotărârea și am refăcut-o așa cum a cerut-o. Chiar dacă era o eroare materială, cum s-a spus inițial, nu fac astfel de lucruri. De atunci, de câte ori vă transmit vouă pentru urgent comunicarea către voi, am transmis proiectele de hotărâri, le-am transmis și celor care colaborăm, în speță domnului de la cadastru și proiectantului. Amândoi mi-au spus inițial, nu e bine că luați suprafața așa, în arti, ia suprafața totală, că asta o justificăm noi la înscriere. S-au vorbit la acțiunii, în cadrul ședinței apărea modificarea făcută pe referat, în ședința trecută.
acum când v-am transmis, v-am transmis tot deja refăcute, pentru că asta e, în forma asta, ne putem să o intabulăm și să o băgăm în cadrul proiectului. Da, v-am spus ieri. Mi-a trimis o adresă de la prima asta. Astăzi am trimis o adresă, asta vreau să vă zic că și colegul meu, am primit o adresă ieri, la finalul programului. Cum s-o primiți ieri? Ieri am primit. E emisă pe data, dar ai primit-o de ieri. Am primit-o ieri. Se vine data 7-6-2023. Vine, da, pe program. Ieri am primit-o. Da. S-o trimis de ieri, lucrarea de firma. Mă, o greșită luna. E firma. Nu am mail-ul, în drag. E trimis ieri. Pe 7. Da, e greșită. O greșită luna. Cum, doar greșesc numai la primele rețet, mai greșeam foarte. Nu, e primit vineri, trimis vineri. E trimis vineri la finalul programului. Deci e trimis undeva după ora 4, jumate, 5, a primit telefon. Dar domnule, ai 7-6 data. Da, eu vă spun. Nu mai sunteți actualizat, faceți un update. Nu e vorba, nu domnule, de ora. Bun. Așa scrie acolo, domnule. Așa scrie, o să am și o discuție cu ei. Asta nu-i s-o transmis. Eu am solicitat vineri după ședință, când am zis joi. Când am întâlnit, ascultați-mi un punct de vedere, pentru că nu a fost adoptat. Eu cred că aici se lucrează așa pe genunchi. Nu o să face, nu se analizează, nu se numă. Să-i scuă o piesă, să treacă. Domnul consilier, pe mine mă interesează conținutul, nu ne tramponăm acum de o eroare de redactare. E eroare de redactare. Gata? Asta ca să adoptăm un nod în papură, evident. Gata, e gata, ați terminat? Bun, punem la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea incluziei în domeniul public al comunei Reșteni, din Suriaș, a unui imobil. Eu am văzut la ședința precedentă să... N-am avut timp să fac comisie, da. Nu am avut să faci comisie, să faci proiect. Pentru că nu am avut... Deci, două terenuri despre care am discutat sunt prinse în pub extins al ăsta. Deci, fiind prinse în pub, era clar că nu se la dispoziția comisiei de fond funciar. Comisia de fond funciar, ca să o întâlnesc, trebuia să o chem nu sau s-au marțați. Că nu am avut timp nici cu ei să discutăm. Nu ce urgență, domnule. Domnul deci, era... suprafața unde este bazarul, este pășune de bărmășie. Nu iar suprafața... Nu este de ce... Aveți un alt zi când sunteți aici, sunteți deșteptul deșteptul. Am văzut ce am trebuit să le-ați trimis acasă ce răspunse. Deja erați în comisie, în 2011 la noi în comun. Deci suprafața din spatele dispensarului unde dumneavoastră stați moca 25 de ani, aveți casă de vacanță, da? Și țineți copiii în județul Neamț, la școală, nevasta face servicii în județul Neamț, dumneavoastră aici, la Rechitene, aveți casă de vacanță. Și v-a dat-o domnul primar cu titlul gratuit de 25 de ani. Pe munca noastră ne-ai făcut spațiul ăla. Noi pe munca. Toți cetățenii din comună au contribuit, domnule, le-am renovat dispensarul ăla. Dar nu ca să stați la să aveți casă de vacanță. Bun, hai. Luați-vă jucările și eliberați terenul de acolo. Vă să vă dau un detaliu tehnic referitor la parcela asta, dar nu permiteți. Dar asta nu la subiect, nu pot să dau eu detalii. Nu, la timp am fost primar, vă spun exact situația terenului. Da, este prins. A fost deschis acțiune judecătoriei de domnul Lucaci. Că era proprietar, a fost în posesie domnului Iacob Mihai. Când am luat Ioan de la Mircești. S-a câștigat procesul în perioada... Dar ai cu terenul de sport! Dar eu vorbesc de bazar, domnule! Eu vorbesc de terenul de... Dar nu, eu acum discutăm... Acum ai pun terenul de la bazar! Dar a spus că suprafața terenului este la dispoziția comisiei. Ba da! Deci suprafața respectiv de acolo, atât cât s-a anulat punerea în posesie de o instanță judecătorească, terenul rămâne la dispoziția comisiei de fond funciar. Asta din bazar? Nu! Băi, dar acum discutăm din bazar! Acum eu vorbesc de asta. Terenul de bazar e prins în pugul vechi care e adoptat de întregul Consiliu ca și târg sătesc. E prins, nu are cum să fie pășune de vărmășie. Cum se compunea? Este la punctul 12 în reglementări, este trecut bazar. Domnul Iacob. S-a terminat cu finanțarea Consiliului Județean. Nici nu prindea comuna Rechitec. Cum l-a prins păi da, și acum riscăm să vină o cofinanțare și iar să nu o prindea. Finanțările respective sunt făcute în Consiliul Județean o dată pe an. Da? Este propunerea... Domnule, mă las să termin. Te rog. Este propunerea domnului președinte Costel Alexe să facă 5 bazaruri și 5 terenuri sau 5 terenuri de sport. Ok.
S-a terminat cu finanțarea asta, la chitei nu au prins, nu au prins nici microbuzele electrice. Corect. Da? Așa, noi acum pentru ce tot din libertate. Și acum ne lamentăm, da. O să primim o altă finanțare, sunt enorm de multe finanțări. Să se termină, da? Să avem noi pregătită documentația, da. Că dacă o avem pregătită, da. Avem și posibilitatea să accesăm. Dom'le, cu 100 de mii de euro, nu turnai nici fundații acolo, nici gaură. Păi și atunci să lăsăm baragini acolo. Nu, domnule, nu. Când o să fie aranjat, să ai canalizare, să ai toate condițiile acolo, atunci vin cu proiectul respectiv. Corect, dar nu bine să avem pregătită documentația. Dom'le, noi nu aprobăm o spălare de bani. Asta da? E deci, la... un eu nu știu de ce mă implici pe mine cu spălări de bani. Eu vorbesc din punctul de păi e datoria mea să susțin proiectele primăriei. Că le finanțăm, asta nu sunt proiect și am așa. Nu trebuie. Nu mă rog, faci niște prețuri, nu pot să vă oblig. Eu v-am expus. Deci mă nu am spus că suntem împotrivă. Să fii condițiile necesare. Domnul, domnule, deci nu vreți, da? Nu vreți. Da, 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 ce lămurit mai aveți? Deci nu să... Care-i lămurirea? Nu înțeleg. Și asta și ok. Așa, la Comisia de Fond Funciar. Da, dar dumneavoastră doar nu a venit acum ca să aprobi un proiect care nu-i. Îți includerea terenului, atât. Domnul președinte, am cerut o... Am cerut un document? Da. Face parte din documentație? Nu. Nu la bazar. Nu la bazar, la celălalt. La mândouă, la mândouă. Da. Domnul, dacă e prins. Omule, dar e prins în pug, e bazarul. Dar am adus de 10 ori. Dar vreți să-l închidiți sau ce? Gata. Eu mă întreb cum e prins. Dar deci m-aș cerula ședința pe domnul. Cum l-ați... Domnule, s-o cer în ședința pe domnul. Eu mă întreb cum l-ați prins în pug fără hotărârea Consiliului Local. Păi este, păi pug în 2008, domnule. Nu, pe 2008, da. Cum l-ați prins în pug fără hotărârea Consiliului Local? Dar cum, dar este hotărârea Consiliului Local, numărul 1. Era pe vremea dumneavoastră. Din ianuarie 2008. În ianuarie 2008, hotărârea locală nu s-a aprobat. S-a aprobat și nu a fost. Da, cu presiune tot așa, cu angajat. Domnule, plecăm acasă și ne vedeți dumneavoastră? Ce fin am eu, domnule? Domnule, dacă vreți să plecăm acasă, să fiți dumneavoastră, să fiți ședința. Eu v-am cerut să fiți informați, să vorbiți atât de... Când simți, aveți credeți că ați fost dumneavoastră. Dacă nu cunosc situația, de ce? Dar dumneavoastră nu cunoașteți? Știți cum a fost aprobat Pugul? Întrebare, știți cum a fost aprobat și ce a când a fost aprobat? Dar de ce mă interesează atât de mult? Dar este domnul că e foarte important, cum a ajuns în PUC, sunt atât de interesează de vorbășie. Mă interesează atât de mult problemele comunei când aveți vorbășie. Așa a fost și terenul de sport de la Răpitei, s-au aprobat din Consiliul Local trecerea în domeniul public. Nu știu atunci dacă e trecut în domeniul public, la ce mai cerți ar doamne să trebuie. O zi de terenul de fost la de bazar. Au fost prins pe frotat, de trebuie individual acum, parcela respectivă. Ea nu a fost identificată ca și parcelă separată în Pug. A fost plan urbanistic în integru, total. Gata, s-a terminat. Este cineva de acord pentru? Cine pentru? Deci, rămâne groapă de bătrâie. Și abțineri. Nu, abțineri. Abțineri. Cât sunteți? Care ați votat? Stați o leagă. Ca să număr. Deci vorbim acum de abțineri. Abțineri. Da. 5. Așa că a spus să trec în procese verbale. Da. Bun. Ok. Deci nu. Mai nu. Deci nu s-o aici. Așa. De asta zic că nu-i văd. A trebuit să numeri cu voturile. Bun. Următorul proiect. Da. Ia ce treci de la vot. Vezi că la grămadă. Da. Deci s-a discutat de asta proiectul, da? Cine este pentru? Și eu cu o problemă vreau aici. Avem două terenuri de sport. Două la izvoare. Un hectar pe teren mare. Un hectar, aproape un hectar din nou la școală, în spatele școlii. Domnul consilier, ăsta e în domeniul public. Nu s-a zis că se face teren de sport până la urmă. Dar ce-mi dăm așa? Poate în domeniul public, că nu e. Îi prostește, o zis că domnul secretar s-a prin formă. Da, păi da. Da, păi da. Da, păi da. Da, păi da. Da. Cine este pentru? Abțineri? La divers. Acum la divers. La divers am primit o adresă... Așa, la ce spunea degeaba, nu mai e magului ședință degeaba. Dar aveam alte treburi de făcut. Deci, dar am o adresă de la instituția prefectului. 8635 pe 17 mai 2023, altă adresă.
prin care se aduce la cunoștință că au fost verificate privind legalitatea hotărârii 1.15/2023, precum și dispozițiile 124/27/2022 și 191/2023, emise de către primar și Consiliul Local, care sunt valabile și nu au fost atacate în contencios. Deci, până la ora actuală, exceptând hotărârile din iunie, toate au fost validate. Asta era divers, dacă mai altceva. Ați mai spus lucrul ăsta așa în ședința? Nu, nu am mai spus el, dar el să da... Vă rog, domnul Vice, prin septembrie, octombrie, anul trecut, domnul Cavabra a dat poziții să înființați depozitul ăla de viață. Nu știu, dar și ceva bani, costat, nu știu, costat. V-ați costat înființarea depozitul ăla? Nu, nu. Deci depozitul este înființat, este acolo la... Pe trec în balasier, acolo avem nevoie. Păi, când avem nevoie de balas, mergi și loc, cum a fost așa. Cât balas? Este delimitat, ăsta este... Da. Acum suntem unii, cât balas mai este? Avem, am exact evidența la mine acum, dar deci am tot ce am adus de acolo balas și am pus la usere și m-a pus ploaia. Am refăcut strada de la școală, aici la farmacie, de două ori. Deci chiar acum băieți lucrează acolo, dacă vreți să vedeți. Deci la prima ploaie și la a doua ploaie acum, am dus și o mașină de balast. Deci unde a fost nevoie? A fost 2000 de toni, nu? 2000 de metri. 2000 de metri. Nu știu exact, am notat în agenda cât am luat de acolo. Dacă vă spun exact, nu știu ce a fost. Nu spun exact, dar nu. Am luat și 200 de mașini. 200 de mașini. N-ai reușit nici acum să care 3 mașini pe drumul ăla care spune de 3 ani de zile. Pe cuvântul meu, dacă în mod de la Ciunciu, la Benedic, la Grasu. De 3 ani zic să spun că ar mașini acolo, stai și... Dar nu, trebuie să-l spargă să face canalizarea de. Păi tocmai asta vreau să facem. Deci facem canalizarea. Dar există multe piatră acasă. Nu, există multe piatră. Am înțeles. Există multe piatră, mai există multe piatră. Da, avem, da. Piatra e depozit acolo, da. Dar duminica de ce unde ai cu apă în sat? Acum, duminica nu a fost nevoie. Voi ieși curat, acum, după ploaia de vine, nu a fost nevoie. De cât timp ai dat în vara asta? De cât timp ai dat în vara asta cu apă? De cât a fost nevoie. De-ai dat de două ore atât de dat. Dacă au fost nevoie, nu? Două ore nevoie atât. Duminica acum nu am dat pentru că ploua vine. Duminica era altă s-o dat. Iar aia altă s-o dat așa. Poate este una care nu s-o fi dat, nu știu. Dar... Mai aveți? Nu. Nu? Am particular. Ok.